Salutare și bine v-am găsit, dragii mei prieteni, și în clipul de astăzi voi face o grisare a lamei de drujbă. Da, această operație face parte din întreținerea lamei. Nu este foarte greu și nu avem nevoie de foarte mult timp pentru a face acest lucru. Avem nevoie doar de o siringă cu puțină vazelină sau un gresor. Fiecare ce are, am avut gresor, dar mi s-a stricat. Mai avem nevoie de Sfântul Cui, da, care ne ajută mai peste tot, sau orice altceva puteți folosi, eu am ales să folosesc un cui. Da. Pentru a gresa lama, da, adică lama, avem aici în vârful șinei un rulment, steluța, da, care rulează pe un rulment cu ace, da, și care trebuie gresat din când în când. Se face la o anumită perioadă, dar na, cum fiecare face când poate și când are cu ce. Da? Pentru a face acest lucru, aici în partea din fața lamei, da, vedeți, avem o gaură mai mică, un orificiu mai mic, da, aici, pe parte și pe cealaltă a lamei, da, înainte de a face gresarea, da? Trebuie să curățăm un pic acest orificiu de mizerie, pentru că se mai adună mizerie aici. În timp o să curășim partea asta alaltă. Bun. După ce am curățat mizeria din vârful lamei, da? Rodesc un pic lanțul pentru ca mizeria să iasă afară, da? După care cu siringa, da, cu vazelină, nu avem nevoie de foarte multă vazelină. Trebuie să vedem cum să filmez, ca să se vadă, da? Punem siringa aici, fixăm bine, apăsăm vârful siringii pe orificiu, da? Și împingem vazelina. A intrat un pic, după ce am pus un pic de vazelină, da, învârtim un pic de lanț ca să iei vazelină cât trebuie. După mergem pe partea cealaltă a lamei. Să fixez eu aici. La lumea, stați să pui. Să observa, nu intra prea multă vazelină. Deja de pe afară. Ia să mai învârtim un pic de lanț. Deja se simte că la vazelină. Vezi, lantul trebuie să se învârte ușor și în spate și în față. Îi mai dau un pic în partea cealaltă. Ia să vedem. Vedeți, cam asta a fost
Și a luat vazelină destulă. Deci o să meargă o perioadă acum fără gresare și sper să țină cât mai mult acest rument de la Steluțiu. Sper să vă ajute și pe voi. Te scriu, eu mulțumesc pentru vizionare și vă doresc numai bine și sănătate.